Seară sfântă, cerul s-a aflat. O jumătate de ceas s-au întrebat. Cine e acum în stare pentru plecat? Cine e în stare ca să vină aici jos pe pământul păcătos? Și păcatele lumii să le ia asupra sa, să moară în timpul încât să te întorci casa, să nu-l poți privi de durere și chinuri câte peste el vor veni. Atunci Dumnezeu a hotărât ca printr-o fecioară să vină pe pământ și prin Maria fecioară în trup s-a întrupat. Și chip asemeni nouă din dragoste a luat. Deci vorbi din cer la oameni pe pământ și ți-au cântat îngerii din cer, mărire, mărire și slavă celui sfânt. Mărire și închinare glas îngere sună, au venit spre întâmpinare cu flori de măr în mână. Un înger binecuvântat veni purta de vânt, vestim nașterea ta, Hristoase, păstorilor din câmp. După multă privetie și după mult umblat, veniră și magii se vadă, ies la ta, Iisuse, din staul în care ai fost culcat. Așa te-ai coborât cu nemurire și slavă pământului ai dat. Un munte de mărire ai fost, Iisuse, și totuși umilit te-ai arătat. Pământul este negru de păcate, iar sufletele mândre vețuiesc. Ah, dă-ne umilința ta, Iisuse, și dă-ne Duhul tău dumnezeiesc. Ai părăsit un cer brăjdat de stele și îngerii au plâns în urma ta, văzând cum Dumnezeul preamăririi pe crucea umilinții va ședea. O, e atâta de sublimă umilința, ia-i detătoare drumurilor noi, când lumea roșu ne va înțelege, tu, Crist din cer, etern de tip cu noi. Și astfel te rugăm, Iisuse, dă-ne și nouă din umilința ta, ți-ai avut-o tu atunci, în Betleem și în Golgota. Amin. Amin.